când eram în facultate și îmi făceam examenele în facultate, în momentul în care veneau profesorii și studenții, se crea așa un fel de alai. Și senzația pe care o aveam era că în sala în care am lucrat în intimitate vor intra extraterestri. Toată facultatea am avut senzația asta că vin extraterestri la examene. Într-un festival se întâlnesc multe energii bune. Se întâlnește bucuria actorului cu bucuria spectatorului, iar cine dă și cine primește nu se știe exact. De fapt, toți dau și toți primesc. Sunt multe povești pe care le știu, chiar și eu am trecut printr-o asemenea poveste. Sunt spectacole care prind din nou viață în festivalul de la Sibiu. Sunt spectacole care au viață și care sunt condamnate la a nu se mai juca. Iar invitația în festival este un lucru la care răspund toți. Organizatorii, producătorii și mai ales actorii și regizorii. Și atunci sunt situații pe care le-am văzut aici la Sibiu, în care spectacolele s-au jucat în sfârșit după un an, după 2 ani, după 3 ani. Asta înseamnă că, de fapt, viața unui spectacol chiar există. Fără acea viață n-ar mai fi posibil. De fiecare dată când mi s-a jucat un spectacol la Sibiu, a fost o mare sărbătoare. Și am fost și am văzut un spectacol care se joacă în București, dar pe care în București nu am reușit să-l văd. Un spectacol pe care am fost invitată să-l fac și pe care nu l-am făcut. Ioana, în care joacă Larii Georgescu, la Cisnădioara. Și pentru prima dată după mulți ani am simțit fiorul acela care m-a adus în teatru. De la primul Ioana m-a străbătut fiorul acela. Și am reușit să-l văd pe Larii, pe care îl cunosc de ani de zile, dispărând. Și l-am văzut pe Ioana. Și am văzut mai mult decât Ioana întrupat. Am văzut sufletul lui Ioana. Muzica și dansul erau sufletul lui Ioana. O formă de expresie pe care teatru o permite și pe care suntem binecuvântați să o trăim. M-a atins foarte tare Ioana lui Larii. Și am vrut foarte mult să-l văd aici, pentru că se petrecea la Cisnădioara și pentru că în cetate, în biserica din cetate, eram toți în burta peștelui, cum cred că nu se întâmplă în niciun alt teatru. Are Sibiul darul ăsta. Cred că cel mai important lucru este că încercarea la care au fost supuși actorii și artiștii din arta independentă a fost o reconfirmare pentru fiecare în parte a valorii și artei pe care o fac și a vieții pe care ei o dedică artei. Neesențiali. Au știut că sunt neesențiali. Pentru societate, ei sunt neesențiali. Este un cuvânt îngrozitor. Toți au avut nevoie să-și răspundă dacă pentru viața lor ceea ce fac este sau nu esențial. Și supuși acestei încercări, au continuat să caute calea de a crea, de a se întâlni cu cei pentru care creează, de a se întâlni între ei, de a ști unii de alții. A fost un fel de război mut prin care au fost trecuți și sunt trecuți. La nivel profund, cred că va mai dura până când se va vedea în teatru efectul lockdown-ului, opririi pandemiei, pericolului, pierderii. Pentru că acum apar reacțiile imediate în care putem să vorbim despre asta. Am văzut un muzeu al pandemiei și
în ciuda faptului că multe lucruri de acolo erau sugerate, forța cu care mă atingeau era extremă. Era la un moment dat un coșuleț prins de o sfoară și conținea bătrânul aflat la balcon, copiii aflați jos, cu neputința de a se întâlni, cu frica de a nu își da unii altora moartea. Lucrurile astea au nevoie să se ducă, lucrurile valoroase, nu istoria pandemiei, au nevoie să se ducă în locul de unde se nasc apoi povești care să conțină reflectarea naturii umane cu tot. Cu indiferență, cu frică, cu solidaritate, cu nedreptate, cu cruzime. E ca un fel de frământare care se petrece acum. Coca încă mai crește. Până va ajunge în cuptor, până va ajunge pe masă, mai durează. Există multă nevoie de a ne întoarce la ce a fost. Ce a fost nu mai există. Și atunci nu vom mai găsi suportul pentru ce a fost nici noi, nici în ceilalți. Oamenii nu cred că așteaptă povești despre pandemie, dar cred că așteaptă povești despre speranță, iubire, nepăsare. Este îngrozitor. Este îngrozitor cât de dependenți suntem ca oameni, ca să nu mă exclud, de întâlnirile cu orice preț. E îngrozitor. Sau poate minunat. Nu știu. Oameni bucurându-se la 12 noaptea că s-au oprit restricțiile în piețe publice, de parcă n-a rămas nimic din urma aceea de teamă că aș putea face rău cuiva. Eu trebuie să fiu liber, să fac orice. Mă înfioară pur și simplu chestia asta. Asta este una. Sunt multe. Eu am trăit aproape, înainte să se petreacă pandemia, aproape de experiența pe care o au cei care ajung singuri în ATI, intubați, câteva luni. Și apoi a venit pandemia. Și tot ce n-am văzut, știam deja că se întâmplă. Acolo este într-adevăr îngrozitor. Dar la fel de îngrozitoare este bucuria irresponsabilă. I-am dus surorii mele un tablou mare cu maci. Și am păstrat distanța, cred că 2 luni. A deschis ușa. La 1 metru în fața ei era acest tablou pe care nu l-a văzut. M-a văzut pe mine. Și abia după ce eu am închis ușa liftului, pentru că și acolo am păstrat o distanță, l-a văzut. A existat o încercare, nu numai o încercare, o grijă permanentă la teatru, la teatru din Sibiu, de a se respecta tot ce ne stă în putere să respectăm, în așa fel încât să nu ne expunem. Am repetat 2 luni cu măști, actorii au jucat cu măști. Nu le cunoșteam expresiile, le vedeam doar ochii. Am avut nevoie de timp să ne obișnuim cu expresiile lor. Atunci când s-au închis teatrele, dincolo de faptul că sufeream, pentru că nouă ni s-a închis câmpul în care trăim, mi-am pus tot timpul problema
dacă e cu totul bine sau nu. Pentru că cred foarte tare că e bine să ne protejăm, cred foarte tare că există distanța pe care trebuie să o păstrăm. E atât de mare necunoscutul însă, încât la un moment dat ne asumăm un risc. Pentru că altfel am încetat să trăim. Ca regizor vezi. Nu vezi tot. Vezi foarte mult. Vezi vulnerabilitățile, vezi bucuria, vezi zonele de confuzie și vezi, mai ales pentru că de aici se construiește, acel fir care se naște natural și prin care actorul spune o poveste care îl conține, dar care nu e el. Există ceva ce s-a schimbat pentru mine. Întotdeauna am avut această grijă să am grijă și mi-am dat seama că undeva plătesc un preț al unei vanități, că eu am grijă. Și l-am plătit pentru că nu am reușit să am grijă. Oamenii sunt vulnerabili. Actorii sunt vulnerabili. Actorii sunt foarte fragili și foarte puternici în același timp. E o sintagmă, o știm toți. Ei amestecă viețile lor cu viețile celor din teatru, cu viețile celor de acasă, cu viețile celor care au trăit, au scris, au existat în diverse povești. Pentru echilibru cu care pun toate aceste lumi în relație, plătesc un preț. E un preț de suferință. Și de cunoaștere și autocunoaștere. Știu, nu e de interviu asta, dar asta ți-o spun ție, așa că poți să tăi tu fragmentul. Unde nu mai pot să am grijă, mă rog. Unde nu e în puterea mea, mă rog. Că nu mai e în puterea mea. Și atunci, dacă vrea Bunul Dumnezeu, e în teatru. E în teatru. E artist. Dumnezeu e artist. Are umor. Are grijă, iubire, provoacă. E frumoasă creația toată. Ce se întâmplă la repetiții? Ce se întâmplă în întâlnirea noastră cu textul, cu povestea, cu vecinătatea morții care naște de fapt iubire? E copleșitor. Frumos în septembrie la Veniția există o replică care nu este din textul ăsta, ci din scrierile lui Mazilu, în care spune în preajma morții avem o mare sete de iubire. Nu. Avem multe. Avem vanități, avem orgolii, avem nevoie să ne confirmăm, le amestecăm pe astea cu darul, ne bucurăm de contracte, ne bucurăm de aprecieri. Smerenia este în altă zonă. Dar motorul real pentru artiști adevărați e ăsta. Iubirea.